7 decembrie. Sfânta Filoftea, protectoare a fetelor și femeilor, este considerată o soră îndepărtată a Sfântului Ilie. Filoftea s-a născut în marea cetate Târnov. Ea a început îndată, din vârsta copilăriei, a călătorit spre calea evanghelicească, cea strâmtă și necăjită, care duce la viață după cuvântul lui Dumnezeu. Ea a fost chinuită în vreme de pace, în vreme de creștinătate, nu de cei străini, ci chiar de cel ce a născut-o și de la vitrega sa mamă, care erau creștini cu credință. Apropiindu-se arhiepiscopul împreună cu ceilalți arhierei și încercând să ridice sfintele moaște, nici de cum n-au putut. Apoi, cunoscând toți că nu este voia lui Dumnezeu și a sfintei a merge cu dânsii în cetatea care era patria ei, au început a se ruga către dânsa și a zice astfel: O sfântă a lui Dumnezeu Filofteio, dacă ți-e urâtă patria ta și nu primești a te odihni întrânsa și să o răsplătești cu faceri de bine, cu ocrotire de vrăjmași și de primejdii, arată-ne unde voiește a te înstrăina. Haide la Constantinopol, ca Sfânta Parascheva sau la Sofia, sau la vreo mănăstire de prin munții aceștia. Dar nici de cum nu s-a mișcat din locul unde zăcea. Apoi au început a-i spune locuri de dincolo de peste Dunăre. I-a pomenit București, i-a pomenit Craiova și alte târguri mai mici. I-a pomenit mănăstirile de prin târguri, de prin munți, dar n-a vrut să asculte rugămintea lor, până când i-au pomenit întreacăt și fără nădejde biserica domnească din orașul Curtea de Argeș. Și cum i-a pomenit această sfântă biserică, îndată s-a ușurat. Sfânta Filoftea se ține mai ales de fete ca să fie ajutate de sfântă de a ajunge și de a trăi bine în căsătorie. Spun bătrânii satului că e bine să ținem această sărbătoare pentru a ne feri de boli și a veni ploaie de vreme.